Uriașe. Singurul post de televiziune care prezintă un exit poll, toate celelalte prezintă sondaje de opinie cu o valoare, cu o marjă de eroare mult mai mare. Singurul este Antena 3. Repet, e foarte important rezultatul votului, dar foarte important ce vor anunța partidele, e foarte important ce va face președintele țării în această seară și cred că e foarte important să ne uităm pe scenariile plauzibile. În acest moment se vorbește despre câteva scenarii plauzibile. Un scenariu este ca un partid mai mare să convingă un partid care s-ar afla pe locul 3 și pe locul 4 pentru a intra la guvernare. E foarte posibil ca acesta să fie scenariul. Ce șanse dați acestui scenariu, Mugurciuvică? Un partid mai mare care nu se află pe primul loc să invite partidul al treilea și cu partidul al patrulea. Deci primul loc, cel câștigător, să nu facă guvernul, dar să facă partidul 2, 3, 4 ca poziții. E posibil? E posibil, sigur că da, e posibil în cazul în care domnul Iohannis nu e mulțumit de partidul de pe locul 1, o să facă cu partidul de pe locul 2. N-are o problemă. E posibil, Diana Tache, să avem... Este, și duce să anunțe. Este cel mai locul 1, o să zic că e pentru palmares, contează locurile următoare.